Artele marțiale au început să se dezvolte tot mai mult și în orașul nostru. În ultimii ani s-au înființat câteva cluburi de profil, iar rezultatele naționale și chiar internaționale ale sportivilor nu întârzie să apară. Un exemplu elocvent este și Iulian Pop de la clubul Yariko Dojo. Componenta lotului național de jiu-jitsu, Severineanul muncește din greu pentru a performa. Cu siguranță și din acest motiv a reușit recent să-și mai adauge în palmares alte două medalii de bronz la campionatul național de jiu-jitsu desfășurat zilele trecute la București. Au fost aproximativ vreo 15-20 de cluburi. Eu am avut 5 lupte. Au fost destul de grele. Multe lupte care merită văzute. Nu sunt primele tale premii în acest sport. Ce rezultate ai mai obținut înainte de acest campionat național? La campionatul de anul trecut am luat locul 3 și acum 2 ani am luat locul 2. Am mai participat și la campionatul mondial de jiu-jitsu și la Balcaniadă, unde am luat locul 3. Care este obiectivul tău principal în 2014? Sper să apuc să merg la campionatul european de jiu-jitsu de la Stockholm. Iulian Pop a obținut anul trecut și un loc 7 la campionatul mondial. Un alt coleg de la clubul său, Alexandru Vâlceanu, are rezultate similare. De la campionatul național de Kempo, o prefață a celebrelor gale de MMA, Severineanul s-a întors cu o medalie națională. Am luat medalia de bronz la campionatul național de knockdown pe Federația Română de Kempo. Este o competiție foarte apropiată de stilul MMA, cu mânuși fără degete, nu ca mânușile de box. Și la aceste competiții de kempo participă sportivi care luptă în galele profesioniste de MMA din țară și chiar și de afară. Au ținut locul 3, au fost grele luptele acolo, a fost vreo luptă mai grea? Luptele au fost destul de grele, da, pentru că sunt competitori extraordinari, după părerea mea, mult mai buni decât în alte federații din țară. Toate aceste rezultate deosebite au în spatele lor sute de ore de antrenament. Vlad Oliver, antrenorul de la clubul Yariko Dojo, are o strategie bine definită pentru ca elevii săi să emită pretenții permanent la un loc pe podium. Clubul formează și apoi crește viitorii campioni. Activitatea în cadrul clubului începe cu copiii de la 4 ani și jumătate până la 30 de ani. Artele marțiale și sportul în general nu cred că are o vârstă. Este important să vrei să faci. Sunt aici campioni în devenire, alții? Da, sunt campion național, campioni europeni, vicecampioni, campioni în devenire. Se muncește foarte mult, sper să îmi și confirme așteptările, pentru că munca depusă se încununează la un moment dat cu medalie. Clubul Yariko Dojo din Severin a fost înființat de Vlad Oliver în octombrie 2010. În mai puțin de 4 ani, cei de aici se pot mândri cu numeroase distincții naționale și internaționale obținute la mai multe stiluri de luptă. Următoarea competiție în care vor lupta din nou pentru medalii va fi la sfârșitul lunii aprilie în Severin. Cele două formații de juniori republicani ale clubului sportiv școlar Drobeta au pierdut la scor ambele partide pe terenul celor de la LPS Timișoara. Elevii antrenați de Marian Brihac au fost învinși cu 7-2 de ocupanta locului 4 și au încheiat seria a 6-a pe penultima poziție cu doar 13 puncte acumulate. Profesorul care l-a descoperit printre alții pe Mirel Rădoi spune că evoluția și clasarea rușinoasă a echipei pe care o pregătește este neconformă cu realitatea. Față de valoarea lotului, rezultatul și locul ocupat în clasament, normal că nu ne încântă. Sperăm într-un reveniment al echipei în turneul de palmares, care va începe duminică, și odată cu aceasta să scăpăm de ultimul loc, pentru că juniorii joacă pentru locul 7-10. Nici juniorii B nu au putut evita înfrângerea la Timișoara. Tinerii pregătiți de Daniel Ispas au fost învinși la fel ca în partida tur cu 4-0 de ocupanta locului secund. Juniorii mici au terminat astfel pe locul al 5-lea cu 31 de puncte. Deși au ratat calificarea la turneul semifinal, sezonul nu s-a terminat pentru severineni. Juniorii A și B vor juca în play-out, primii pentru locurile 7-10, iar ceilalți pentru 3-6. Meciurile contează doar pentru palmares, iar profesorul Brihac speră ca sistemul competițional să fie schimbat din noul sezon. Este un turneu de palmares care nu prea are importanță și cred că din punctul ăsta de vedere copiii nu s-au mobilizat la maxim, știind că nu mai pot prinde locurile 1-2. Sperăm ca în viitorul campionat să se revină asupra regulamentului de acum 4-5 ani, să se lase fără turneu play-off, play-out, să se ia în calcul mai primele două clasate. Atunci se bagă mai locurile
1-5 și de acolo să se facă un play-off dacă e. Dar așa un loc 1-2. Vă dați seama, se duc două echipe, suntem într-o serie cu Timișoara, Aradu, Târgu Jiu, care au tot timpul echipe bune. CSS Drobeta va juca duminică în deplasare la Reșița cu juniorii B și tot în deplasare vor evolua și juniorii A, însă la Timișoara.